foarte mult la România, din multe motive. Unul simplu este că sunt român, ca și voi. Și întotdeauna când aud alți confrații ai mei că vorbesc mai puțin frumos de România, eu mă distrez. Chiar dacă multe aspecte au dreptate. De ce li s-a întâmplat în România sau de ce se întâmplă azi în România. Dar continui să iubesc această țară, sunt convins că și dumneavoastră. Pentru că e țara noastră. Și pentru că acolo avem cea mai frumoasă parte a vieții, de care sunt convins că vei fi doar copilăria. Mereu această parte a vieții va fi cea mai frumoasă. Acum, sigur că copiii mei de multe ori mă contrazic și le spun că, deși mă străduși eu și soția să le facem o copilărie foarte ușoară și frumoasă, le spun tot timpul grijă mare că niciodată nu o să puteți să aveți o copilărie ca lui Taică, tata vostru. Pentru că chiar în seara asta, văzind aceste părinți, mi-am adus aminte de foarte multe lucruri. Îmi place într-un fel că, pătrunzând spre Detroit și spre voi aici, a început să fie frig. Și frigul ăsta mă duce așa în spiritul sărbătorii. În Arizona nu prea a fost grozav. Aici iar ceva. În șuieră vântul, așa pe la urechi, ne aducem aminte de zilele acelea când ne scâțâiau bocanci și zăpada sau bocanci, făceam un kilometru și ceva până la școală, ni se lipeau genele, unele de altele, și de multe ori și nările se lipeau. Era foarte frig. Mi-aduc aminte că după masa, când veneam de la școală, deși eram înghețați, făceam ce făceam cu lecțiile, care tot timpul le terminam extraordinar de repede. Și mergeam la sanie, la joc pe gheață. Și stând aici pe scaun, m-am gândit că de atâte ori, stând pe gheața pe care niciodată nu măsuram că este de groasă, pentru că aveam foarte multă energie și eram, de atâte ori s-a spart. Și de atâte ori ne-am dat la picioare. Și tot de atâte ori n-am plecat niciodată acasă. Și mă uit la copiii mei că un pic de când se întâmplă ceva, s-a sfârșit toată lumea. Când le spun povestea mea, nu cred. Sunt convins că nu cred. Și ne udam la picioare, vă dați seama. Și ne puneam costane, ne descălțam, storceam șoseta. Foarte bine. Și o luam apoi și spuneam o chestie teribilă. Simt căldură. Nu-i așa, că scade. Niciodată n-am plecat acasă. Știu că poate poveștile astea au și niște consecințe azi, reumatism și dureri de cap și de oase. Dar a fost frumos. A fost dozat de frumos. Și în sufletul nostru păstrăm, venind cu microbuzele în toace, ne-am lăsat prinși de vraja asta de țară. Mai am o săptămână și ceva și mă voi întoarce acasă. Și aproape până la lacrimi ne-a dus, pentru că povestile astea de Crăciun ne duc nu numai spre evenimente, ne duc și spre oameni. Ne duc spre acești celebri părinți. Eu nu-i mai am. Le spuneam lor că ai mei amândoi au plecat din lumea asta. Și de atâtea ori mi-este dor, pentru că de fiecare dată, în seara de ajun, după biserică, toți frații mergeam să-i colindăm pe dumnealor și întotdeauna ne așteptau cu drag. Era un miros aparte în casa lor și era o vrajă așa de dragoste, de multe ori nerostită. În timpul acela, părinții noștri nu așteptau să le spunem prea des că iubim. Nici nu știam să facem. Alții al noștri ne îmbulzesc zilnic cu dragostea lor verbalizată. Atunci dragostea se măsura în alte dimensiuni. Nu era ta vorbăraie, nu era ta teorie, dar era o simplă realitate pe care o simțeai până în străfundul ființei tale. Atunci când te îmbrățișea mama odată, simțeai dragoste adevărată. Este doar de timpul astea, poate că și vouă, n-am venit aici să vă smulg lacrimile, dar cred că merită să ne oprim în fața acestor părinți ai noștri, să ne aducem aminte de ei. Amintirea e singurul drum pe care nu mai poate nu putem întoarce vreodată. De cozonacul cald, de preșurile acelea prin casă, țesute, dar curate. Știu că mama păstra măsuri tot timpul ne împiedicam de-o dotam.
Și spuneam, pune-l mamă în casă, nu o să-l punem în seara de ajun. Și era foarte frumos. Era făcut din multe zdrențe, adunate împreună. Astăzi am ne-am dat seama prin România că asta a venit o artă foarte căutată și plătită. A fost frumos. Nu era foarte multă mâncare, dar era foarte gustoasă și foarte sănătoasă. Și mă opresc aici. Aș vrea să rămânem cu inimile deschise, vrăjiți de această sărbătoare. Tot timpul m-am întrebat de ce e atât de frumos Crăciunul și sărbătoarea aceasta nașterii Domnului Iisus Hristos. Și de fiecare dată am primit foarte multe răspunsuri. A fost una din colinde de aici care s-a cântat, în care o frază era e Crăciun cu adevărat. Și mi-am intitulat mesajul meu în seara asta când, Doamne, e Crăciun cu adevărat. Aș vrea să vă spun că întotdeauna această sărbătoare transmite niște virtuți spre noi, niște trăiri. După cum ați auzit și pe păstor și colindele toate, au tranșat clar această virtute care însoțește și înflăcărează sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, aceasta este bucurie. Cred că suntem o generație tristă. Chiar dacă nu vrem să acceptăm asta. Mulți mă întreabă cum e în America, așa înseamnă America și cred că și Canada. Îți oferă un confort de moment. Sunt oameni foarte drăguți cu tine. Te simți bine. Mai ales când ești în tranzit. Și ești în vizită. Știu să zâmbească. Sunt uneori au un bun simț enervant pentru orice gest. Imediat îți cer iertare pe ce ai făcut și zic, n-am făcut nimic. Și așa mai departe. Există o educație aici în țara asta și în țările astea, în vest. Dar trebuie să vă spun că dincolo din zâmbetul nu știu, normal sau forțat, nu sunt puse judec. Aș vrea să spun că totuși suntem o generație foarte tristă, care am uitat să ne mai bucurăm. Ceea ce în anii ăștia am învățat este o lecție care greu ne dezvățăm de ea. Suntem foarte fricoși. Și frica este cea care ne-a furat bucurie. Nu este frică să nu ne îmbolnăvim. Toată ziua ne este frică de treaba asta. Și viața pe care o trăim, bolile care sunt peste noi, mai ales cancerul în toate formele lui, care mai ține cont că cineva are, știu, un anișor, sau trei, sau șase. Am asistat la un copil care l-a spus cancerul la 12 ani în brațele tatălui său. Personal m-am rugat pentru el. Am asistat la domnișoare care la adolescență, la 18 ani, a plecat din lumea asta și s-a stins. Există, într-adevăr, printre noi această plagă. Și se spune în ultima vreme că cine n-o are, este ca un miracol. Nu intră. Și ne este frică să ne îmbolnăvim. Și eu sunt unul care, de multe ori, mă întreb când am tot felul de simptome prin mine. Oare, Doamne, ce-i în mine? Și ce se va întâmpla cu trupul ăsta? Și de fiecare dată când stăm în fața multor știri, ne zdruncinăm. Și frica asta va fura bucuria. Multora. Și este ca o himeră care umblă toată ziua în preajma noastră. Să ne spere, să ne șocheze. Mai suntem noi creștinii aceia care se bucură? Frica pentru locul de muncă, pentru servici, pentru sărăcie, pentru bani, pentru posibilitatea de a plăti rate. Și de foarte multe ori și în foarte multe condiții există foarte multe surse care aduc frica în viața noastră și în casele noastre și în inimile noastre. Și mă întreb, mai e Crăciun cu adevărat? Că spunea Octavian Paul într-o meditație paradoxurile vieții că în comparație cu atunci acum avem mai mult. Și totuși ne bucurăm mai puțin. Așa sunt stimați creștini. Căci atunci când îngerul a venit și a spus păstorul de Betleem, asta i-a spus. Nu vă temeți. Pentru că ei s-au înspăimântat, s-au înfricoșat. Nu vă temeți. Căci am venit să vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Pentru întreg norod, fără nicio diferență.
Vreau să vă spun cu toată libertatea, pentru că suntem foarte diferiți. Și de multe ori ceea ce este pentru mine bucurie, nu este pentru Carmen. Nu este pentru Andrei. Sunt foarte multe lucruri care ne dezbină și ne împărțesc. De multe ori și muzica reușește de performanța asta să ne împartă. Pentru că unul are plătit gen de muzică și la alții ne întristează celălalt. Apoi suntem împărțiți în tot felul de grupări religioase. În care de multe ori nu putem să stăm împreună. Deși ca și creștini adevărat ne șade bine să stăm împreună. Dar iată că nu suntem creștini adevărat. De aceea nu reușim să stăm împreună. Și spunem, nu că la noi e așa. Venim noi și spunem, nu că la noi este așa. Și de multe ori nu putem să ne bucurăm. Nu ne putem bucura pentru că și crezul nostru e diferit. Și pentru că comportamentul nostru un crez diferit. Și pentru că formele de manifestare a religiei noastre sunt diferite. Pentru că noi preotul este așa. Și lasă predicatori și pastori spun asta. Și iată o grămadă de motive care ne fac și ne despart și ne fac diferiți. Și nu putem să ne bucurăm. Pentru că noi suntem cei care ne judecăm unii pe alții. Și toți anii ăștia am reușit să ridicăm o grămadă de ziduri între noi. Care ne-au furat bucuria. De fiecare dată când mă gândesc, Doamne, ce-ar putea să se întâmple odată să fim bucuroși cu toți? Ce s-ar putea întâmpla pe planeta asta odată? Să ne trântească toate religiile de pământ? Să ne trântească toate diferențele de pământ? Să adune săraci și bogați împreună, fără nicio problemă? Să adune aroganții și să-i plece odată la pământ? Și să le zice pe cei care nu i-a băgat nimeni niciodată în seamă, la un univers și să fac odată la orizontale toate. Ce s-ar putea întâmpla? Ce miracol? Ca să spunem, comunismul ne-a furat bucuria. Și a venit democrația de 20 de ani în România. Credeți că suntem bucuroși acolo? Ne-a împărțit și ne-a dezbinat că nu am fost niciodată români atât de dezbinați când suntem la ora asta. Ură de-a drept. Partidele politice ne-au dezbinat. Ideologiile ne dezbină. Pozițiile sociale ne împart. Ce ne mai adună? Oameni buni. Îngerul a spus, nu vă temeți că va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru întreg norod. Vă spun în această seară cu toată libertatea. Indiferent de ce religie am crescut eu. Vă spun și să nu uitați niciodată. Crăciunul adevărat este Crăciunul în care toți se bucură. Iar singurul care ne poate aduna pe toți într-un singur numitor comun să ne bucurăm cu adevărat este Iisus Hristos Domnul. Să spunem toată biserica, indiferent ce convingere aveți religioasă. Amin. Amin. Singurul care ne poate aduna este Iisus Hristos Domnul. Pentru că vestea bună n-a spus, va duc o veste bună care va fi o bucurie pentru Pentecostal. Da, pentru noi, Iisus. Va fi o veste bună care va fi pentru gruparea baptistă. Ea nostru, Iisus. Va fi o veste bună care va fi o veste grozavă pentru cei care sunt din Biserică Ortodoxă, că ei sunt mai venerabili pentru Fecioara Maria și mai departe. Voi sunteți bucurați, pentru catolici, pentru nu știu cine. Va fi o mare bucurie pentru tot norodul, indiferent de religie, indiferent de convingere. Pentru că Iisus Hristos a venit în toți anii, de la naștere și până la moarte și învierea sa, să distrugă barierele și gardurile care au ridicat religioșii vremii de atunci și de azi și până ori fi viacurile astea. Toate le-a făcut praf. Nu știu de ce nu am început asta. Că spuneam venit pe microbuz, nu pot să înțeleg cum au fost cei din vremea lui Iisus Hristos, că Iisus a înviat pe Lazar din morți și după două zile de la înviere a vrut să-l omoare și pe Iisus și pe Lazar. Pe cum să-l omor pe Lazar dacă a plâns familia și Iisus le-a dat înapoi nesperat din putrefacție cu fratele lor? Păi să te bucuri, Domnule, cu oamenii ăștia și să spui grozav! În sfârșit a ridicat un proroc între noi. Păi nu-l recunoști că e Fiul lui Dumnezeu, dar recunoaște că a făcut un bine imposibil de imaginat. Un om mor de 4 zile, miroase greu, să-l aduci la viață, să spui iese afară, ieși afară, Lazar, el iese afară, legat la mâini și la picioare și să umble și să fie viu. Că trebuia toxatul acela să sară în sus de bucurie. Când să spună, o, s-a produs o înviere, înseamnă că și noi putem să înviem. Dar el a pus să-l omoare și pe Iisus pe Lazar. Iisus vindecă un om din naștere și toți revoltă. Și umblă pe Iisus, ia să-l omoare. De ce a făcut treaba asta sâmbătă? Pentru că pentru ei religia era mai importantă decât oameni. Și așa mai departe. Tot timpul era un conflict. În timp ce Iisus făcea bine la toți. Mergea din loc în loc și făcea bine la toți. Oamenii erau într-o controversă. Vedeți? Pentru că religia de multe ori ne împarte grupări. Iar Iisus Hristos a vrut să spună tuturor, nu mă interesează că e sâmbătă. Nu mă interesează nimic. Mă interesează că a vrut să... Eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
să aveți viață veșnică. Aș vrea să spun că și Crăciunul adevărat este Crăciunul care ne adună nu în jurul unei idei, că ideile se schimbă și sunt diferite. Crăciunul adevărat este atunci când atingi minima performanță crezului unitare și al meu și care ne adună în jurul unei singure persoane, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amin. Ne poate aduna brad, ne poate și dezbina. Ne poate aduna cârnațul și viața bună, ne poate și împrăștia. Ne poate aduna ideile, ne poate și împrăștia. Iisus Hristos este singura persoană care ne poate aduna pe toți împreună, indiferent cine suntem noi, și crezând în Iisus Hristos, putem declara astăzi, aici, la Toronto, o bucurie plenară și mare în inimile noastre. Zic din toată inima, Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Ce te bucură pe dumneavoastră? Nu vom reuși niciodată să avem bucurie în inimile noastre. Câte vreme vom sta la departare și la distanță de Cel care este singura sursă a bucuriei. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când veți fi bolnav, Iisus va fi acolo. Când veți fi săraci, Iisus va fi acolo. Când veți fi tineri, Iisus va fi lângă voi. Când veți fi bătrân, Iisus va fi acolo. Mi-aduc aminte de ultimele zile când a plecat tatăl meu din lumea asta. Fratele meu în Porna. Alții împrășteau peste toți. Câțiva am fost acasă. Doar și nu mai plecam, puteam să stăm tot timpul lângă dumnealui. Dar tot timpul lângă el a stat o persoană. Și acesta a fost Iisus. Nu odată l-am auzit spunând: Tatăl meu, Iisuse, te iubesc. Că acest Iisus l-a luat de mâini și l-a dus în eternitate. Ce te poate bucura pe pământul ăsta? Bani? Ați plecat din România pentru un trai mai bun, veți fi reușit. Ne zbatem din stânga în dreapta să le facem un viitor copiilor noștri. Uneori ne trădează. Și ne întorc spatele într-o răzvrătire și o rebeliune care ne sfârșește inimile și spunem: o, toată viața am muncit pentru voi. Și acum nici măcar nu spuneți bună ziua. Nici măcar nu mai sunați odată, măcar de Crăciun să întrebați: mamă, ce mai faci? Tată, cum mai duci? Sunt foarte multe inimi sfârșiate de părinți. Le întâlnesc ades. Sunt soții care și-au iubit soții și la un moment dat le-au întors spatele și s-au dus aiurea. Sunt soți dărâmați pentru că soțiile lor le-au abandonat. E o lume tristă, oameni. Și în această seară n-am ce să vă spun ca să vă produc o mare bucurie. David a realizat și el la un moment dat și a scris în psalm că e împărat, e împlinit, că are de toate pe pământul ăsta. Dar a zis: știți când mă bucur? Când mi se zice: haide la casa Domnului. Atunci trăiesc cu bucurie plenară. Că mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu cel mare, Sfânt, adevărat, care a făcut cerurile și pământul. Și mă duc să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Și închinarea și trăirea în prezența lui Dumnezeu îmi produce o mare bucurie. Și sunt foarte bucuros că mi se spune: haide să mergem la biserică. Acolo văd semințiile Domnului. Acolo mă întâlnesc cu niște oameni care se închină lui Dumnezeu. Și toată părtășia asta cu Dumnezeu și cu Sfinții lui Dumnezeu mă bucură și îmi produce o bucurie în oasele mele, în mintea mea, în ființa mea. Vă întreb în această seară: trăiți un Crăciun cu adevărat? Crăciunul adevărat nu e nici în România, nici în America. Crăciunul adevărat este Cel care ne adună și ne însumează într-o unitate, că acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Vestea asta bună este că Iisus Hristos a întrupat. Este că Iisus Hristos a pătruns în lumea asta ca să ne mântuiască și să ne salveze. Spun din toată inima: mulțumesc ție, Iisus. Eu niciodată nu eram bucuros cu adevărat dacă nu veneai Tu în lumea asta. Un al doilea lucru care vreau să-l probăm în seara asta și pe care l-am atins mai devreme puțin, este că un Crăciun adevărat ne mai învață o lecție. Pe lângă lecția bucuriei, ne învață lecția smerenie și a simplității. Știți de ce de multe ori ne putem produci lângă Iisus? Vreau să vă spun? Pentru că suntem mândri. Mândria e marele obstacol care noi lasă să ne apropiem de Iisus Hristos și unii de ceilalți. De aceea Iisus a spus clar. Iisus n-a spus povești complicate. De aceea și eu vreau să aleg să fiu un predicator tot timpul extrem de simplu. Pentru că Iisus a fost simplu. Și a zis: dacă vrea cineva să vină după mine, să fie bucuros și bucuras, și dacă mă întreb cine vrea să meargă după Iisus, mă gândesc că văd aici o pădure de mâini. Și atunci nu vă mai întreb. Că sunt convins că vreți. Dacă vrea cineva să vină după mine, a spus, trebuie să se repede de sine. Pentru că cel mai mare obstacol nu e XYZ. Ești dumneata născut. Și eu știu. Cea mai grea luptă pe care o duc în fiecare zi este cu mine. De aceea am scris nu de mult și ce versuri am zis: Doamne, salvează-mă de mine. Pentru că eu sunt mare obstacol
când am prăbușit înainte lui Dumnezeu. Pentru că eu spun de multe ori, Doamne, eu nu pot să mă plec cu asta. Eu! Pentru că eu sunt eu. Și tu ești tu. Și de multe ori spun, eu nu pot să stau lângă cutare. Eu nu pot să laud. Eu nu pot să merg acolo. Pentru că eu și mândria asta și egoismul ăsta din noi, nu ne lasă să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos. Și ca să puteți să fiți mântuiți, niciodată să nu spuneți, diavolul e de vină. El este punctul 2. Prima dată noi suntem de vină. Pentru că Iisus Hristos este în seara aceasta aici în biserică. Dacă noi vrem să-L primim ca Domn și Stăpân în inima noastră, El vine, așa cum s-a spus aici, și bate la ușa noastră, prin colinți, prin predică, prin rugăciune, prin evenimente, prin boli, prin suferință, prin încercări, prin necazuri, prin tristețea care o simțiți în venele voastre și în conștiințele voastre de atâtea ori. Prin singurătatea care vă bate la ușă de multe ori. Și zice, nu mai are niciun rost parcă pe pământul ăsta. Iisus Hristos, în toate formele astea, vrea să spune fiecare, te iubesc și vreau să-ți dau bucurie, vreau să intru în casa ta, în viața ta, vreau să schimb familia, relația, vreau să aduc cerul în inima ta, vreau, pentru că pentru asta m-am născut să vin în lume, să-ți aduc bucurie, vreau să te fac o persoană bucuroasă. Vreau în familia ta să fie bucurie. Vreau să te eliberez de frica morții, de a bolilor, de a sărăciei, de a necazului. Vreau să fiu un om liber. Vreau să fiu cu tine. Vreau să fiu în tine. Și tot timpul nu îl primim. Pentru că ne încuiem ușa inimii noastre și nu vrem să-L primim pe Iisus. Ce să facă Iisus? De fiecare dată când citesc versetul ăsta din Apocalipsa 3 cu 20, mi se pare jenant să-L aud. Mi este rușine de fiecare dată. Știți ce scrie acolo, nu? Zice Domnul, iată, eu stau la ușă și bat. Tot timpul mi este jenă că Dumnezeu stă afară și îmi bate la ușa mea. Eu sunt o ființă creată, ca și dumneavoastră. Iar Dumnezeu este Creatorul Cerului și al Pământului. Mi se pare foarte ciudat Dumnezeul din Dumnezeu și ființa din ființă. Să stea afară și să bată la ușa mea ca, ca un cerșitor. Și să insiste. Abar n-am de cât timp să acolo. Și fiecare de aici vă aduceți aminte câți ani a stat și a bătut. Până v-ați convins că aveți nevoie de el. Până ce v-ați convins că tot ce vreți să faceți fără Dumnezeu e zero barat. Și cei triști nu se vor convinge niciodată și vor merge în ea. Nu se vor convinge că plăcerea, că banul, că tot ce îți oferă lumea asta este o minciună. Și într-o zi vom pleca cu toții cu mâinile goale de lumea asta. Și nu vom duce nimic pentru ce am luptat cu toată ființa noastră. Totul va rămâne aici. Și alții vor risipi. Și nu vrem să înțelegem. Și Iisus a stat la ușa voastră mult timp. Am auzit oameni la care a stat zeci de ani și acolo. La alții a stat mai puțin. Și au cedat. Și au zis, vreau din tinerețe să deschid ușa. Vreau să am o viață cu Iisus. Mă bucur de acești tineri care ați văzut aici. Care n-au nebunit. Nu și-au pierdut sensul vieții. Au primit în inima lor pe Cel care ține în mână Universul și care s-a născut, acesta este Iisus Hristos Domnul. Și au ales cu vocile pe care tot El le-a dat să cânte despre El și despre numele Lui. Și spun Domnul să-i binecuvântez. Mi se pare ciudat și jenant Dumnezeu să bată la ușa inimii mele și eu să-L țin afară. Aș vrea să te rog în această seară. Din toată inima. Și să rog pe Duhul Sfânt care se prezentă aici. Să te convingă. Să-i deschizi inima. Și să intre în casa ta cel mai important colindător al Universului. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și când va pătrunde El în viața ta, El îți va aduce bucurie, liniște și pace. Dar întotdeauna, Crăciunul adevărat înseamnă simplitate și smerenie. Vă spun, de fiecare dată când mi-aduc aminte încă o dată de copilărie, iar alunec acolo. E dor de oameni aia simpli de la țară. Nu așa că erau simpli. De Badea Gheorghe, de Badea Ion. Nebărbăriți. Dar care de fiecare dată știau să spună bună seara. Acei oameni n-au vorbit mult. Vorbeau foarte mult. Dar atunci când spunea un cuvânt, te puteai așeza cu toată ființa ta pe el, că așa e. Se imaginați de sporovăitor. Vorbe, vorbe, vorbe. Uneori ar trebui să trecem o lună. Pentru că smerenia și simplitatea este locul în care Dumnezeu s-a născut. Dumnezeu a ales să se nască la sat și putem să ne întrebăm de ce. Pentru că a găsit acolo smerenie. Și a găsit un spațiu în care El a vrut să-și împletească intrarea în lume. Într-un grad, într-o simplitate și într-un anonimat total.
Cum să ne pocăim noi super vedetele de azi? Nu suntem în realitate nimic, dar așa simțim uneori că suntem. Cum să ne pocăim noi și să ne întoarcem cu toată ființa spre Dumnezeu, să ne așezăm cu tot felul de oameni împreună? Cum se face noi asta? Noi, mari oameni, deși în realitate nu suntem nimic. Suntem niște vieri pe care Dumnezeu ne-ar putea să privim 3 secunde fără nicio problemă, chiar în locul ăsta înseras. Dar Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu vrea să ne ajute să ne coborâm într-un act de smerenie. Și acolo să ne întâlnim pe Iisus Hristos. A evitat palatele, a evitat spectacole, a evitat soborul și reflectoare. Și a ales grajdul, și a ales smerenia și simplitatea. Că toți care vreți un creștin, un Crăciun cu adevărat creștin, trebuie să revenim la virtutea anumită simplitate și smerenie. Vom vrea? Eu vreau. Să mă smeresc la iesterea Domnului Iisus Hristos. Și într-un act de închinare profundă, neformală, să-i spun în seara asta. Îți mulțumesc, Iisuse, că ai acceptat să cobori din slava Tatălui. Și să părăsești toată gloria și miliardele fără număr de îngeri care zi și noapte se închină înaintea ta. Îți mulțumesc în cer la întrebarea cine va merge pentru noi. Ai răspuns, Tată, în sulul cărții se scris despre mine. Vin să-ți fac voia ta, Dumnezeule. Merg eu. Îți mulțumesc, Iisuse, că ai coborât în lumea mea. Că ai luat chip de om. Că te-ai făcut asemenea nouă. Că te-ai smerit. Deși n-avea nevoie de smerit. S-a smerit până acolo. Când a acceptat în spatele meu este cruce. A acceptat moartea. Și în orice moarte. Moartea de cruce. Cel mai greu este. Pentru că prin acest act de smerenie să-ți transmit un mesaj. Învățați de la mine. Eu sunt blând și eu sunt smerit de inima. Ca să aveți credință în sufletele voastre. Azi religia este etalată într-un mod pompos. Uitați-vă foarte bine cât spectacol este în religie. Câte fal. Cine mai vrea să fie smerit? Amin. Pentru că acolo în singurătate, în odăița ta, în inima ta, Iisus Hristos îți bate și spune, răspunde și eu voi intra acolo. Voi cina cu tine și tu cu mine. Și va începe o relație care va produce bucurie în inima ta. Din toată inima vă iubesc și spun Bunul Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt și puterea Evangheliei să vă străpungă și să vă zdrobească inimile voastre și pe-a mea. Și să putem să trăim un Crăciun cu adevărat. Spunem amin. Amin. Spunem amin. Amin. Preiubiților, Crăciunul adevărat înseamnă, în al treilea rând, ceea ce vă așteptați, cred că să vă spun, înseamnă mântuire. Nu vă temeți că vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Iisus Hristos Domnul. Ăsta e cel mai mare dar, este Corinta. Cel mai mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu după ce ne-a dat viața asta. Și ne-a dat memorie și conștiință. Cel mai mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu este Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi vi s-a născut vouă și mie implicit un Mântuitor. Predică adesea în România unde apuc cu speranța pe stadioane, în biserică, în sate, în oraș. Și tot timpul îi spun preoților mei români bă, fraților, nu avem cum să ne încurcăm în ce privește mântuire. În orice aproape domeniu al vieții s-ar putea să ne încălcim, să nu fim singuri. Dar ce privește mântuirea, atât de simplu. Pentru că nu avem de ales între două posibilități de mântuire. Ar fi complicat și două să fie. Iisus a spus clar. Există o poartă strântă. O cale îngustă care duce la viață. Există o poartă largă și o cale largă care duce la pierzarea mea. Tu n-ai de ales între două căi. Că una e rea. Se duce în ea. Rămâne una singură în scenă. Care este poarta strântă și care a pus. Și Iisus a spus, ca să nu vă încălciți să credeți că ăia sunt ceilalți calea, ce-or fi ei, aș vrea să vă spun că eu vă răspund la o nedumerire a lui Toma din Ioan capitolul 14. Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viață. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus Hristos este poarta spre cer. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor. Și acest Mântuitor este definit clar. Nu de mine, nu de pentecostal, nu de frații baptiști, nu de frații ortodoxi, nici catolici.
nici de alți, alte grupări. Acest Mântuitor l-a definit Îngerul Gabriel, care a venit să spună: vi s-a născut un Mântuitor care este Iisus Hristos Domn. Nu mai poate fi confuz. De aceea vă spun cu libertate în cer, nimeni nu va putea să se scuze niciodată. Și Biblia aduce un moment de acolo, din viitor, care se va întâmpla și când a fost întrebat unul cum a ajuns acolo fără haina de nuntă, spune că a muțit, că n-a avut replică. Că n-ai cum să ai replică când Dumnezeu a venit în lumea asta pe singurul să fiu să se întrupeze. Și noi l-am colindat zeci de ani. Ca la final să spunem, n-am știut cum să mă întorc la Dumnezeu, n-am știut cum să ajunge în cer. Și uite, El e Mântuitorul, Iisus Hristos Domnul, pe care l-ai servat în fiecare an. La Crăciun și ai mulțumit lui Dumnezeu prin colinde. Că dacă n-ai auzit nicio predică niciodată, dacă n-ai mers nici la o biserică niciodată, de-ai auzit vreodată și ai mimat. Mi-aduc aminte în timpul comunismului, cum mergeam și cântam printre blocuri în România. Cum ieșeau și securiștii și comuniștii și speriați și ei ne băgau prin apartament să nu iau de nimeni să cântăm, să le cântăm corinți, că iubeau și ei corindul, deși erau atei mulți între ei. Așa, mai des, mai afumați, începeau să plângă la un moment dat când cântam Ce vedere minunată. Și cântau și ei cu noi, că noi lăsa partidul să cânte. De acolo în casă, să dezvățuiau și cântau Ce vedere minunată lângă Betlehem, zicea, cerul strălucea, îngerul venea pe o rază curată. Dacă odată ai auzit colindul ăsta, n-ai cum să ai vreo scuză și n-am cum să am vreo scuză să nu pot să fiu mântuit. Că vederea minunată ce s-a arătat la Biflaim, la Betleem, a fost că Iisus Hristos a pătruns în lumea noastră. Și El este Mântuitorul lumii întregi. Dacă vrei un Crăciun cu adevărat, Iisus Hristos să fie Mântuitorul și Domnul vieții tale. Și Iisus Hristos să fie Domnul și Mântuitorul vieții mele. Când se spune în toată biserica și toți de aici, amin. Amin. Astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un Mântuitor, care este Iisus Hristos Domnul. Și acei păstori au confirmat și s-au dus și l-au găsit și s-au închinat înaintea lui. Acum Iisus nu mai este un lucru. Închei spunându-l. Pentru ei a fost mult mai dificil. Pentru că le-a spus că s-a născut un Mântuitor. Și a mers și a văzut un bebeluș. Câți din dumneavoastră ați putea să credeți deodată că bebelușul ăla poate să mântuie ființa ta, a mea și lumea întreagă? Ei trebuia să creadă total în mesaj. Astăzi, acel bebeluș a devenit băiat, a devenit om în toată firea și într-o zi a murit pe cruce pentru tine și pentru mine. A treia zi a înviat și de zeci de ani de zile punctăm aceste sărbători și credem în El. Pentru dumneata și mine ar trebui să fii în raport cu ei mult mai sigur. Pentru că vedem întreg planul lui Dumnezeu de mântuire a ființei umane. Și să credeți și să acceptați pe Iisus Hristos în inima dumneavoastră. Pentru că în felul aș vrea să vă spun în final, veți avea un Crăciun adevărat. Ce înseamnă un Crăciun adevărat? Un Crăciun adevărat înseamnă bucuria care ne-o dă Iisus Hristos adunându-ne de lângă El. Înseamnă un act de smerenie și de simplitate care eu mă leapă de mine și îl las pe Hristos să pătrundă viața mea. Și toată viața să mă bucur de mântuirea pe care El mi-a dat-o ca un dar de mare preț. Sunt mântuit, ce har! Iisus Hristos este Cel care m-a mântuit. Ioan spunea, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Ce va fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, vom fi cu El și îl vom vedea așa cum este. Așteptăm ziua aceea. Tot vom colinda, viața se va duce, dar într-o zi, Iisus Hristos va veni să ne ia și vom fi totdeauna și pentru totdeauna acolo cu El. Aș vrea să te întreb. Dumneavoastră trăiți un Crăciun adevărat? Dacă nu, eu vă doresc ca predicator să aveți un Crăciun adevărat. Strălucind de bucurie, trăind în simplitate și smerenie viețile pe pământul acesta și bucurându-ne în fiecare zi de mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dus-o în dar. Să aveți un Crăciun cu adevărat. Amin. Amin.